Avem un eveniment care se numește Olimpiada Greacă, de fapt care încununează opera. Timp de un an de zile copiii au învățat perioada antică la istorie, care totodată, ca un fir roșu, au trecut prin toate obiectele, prin toate materiile, fie că e muzică, fie că e pictură, fie că e educație tehnologică. Pentru a pregăti acest eveniment, copiii la orele de educație tehnologică au pregătit decorul și au confecționat amforele, la orele de pictură au pictat, la orele de muzică și instrument muzical au învățat cântecele și la orele de dans au învățat dansurile. Pus în practică ceea ce au învățat la istorie și au avut acele trăiri pe care le-au avut și oamenii în Grecia antică. Copiii sunt împărțiți în patru cetăți, au denumirea cetăților, au câte un arhonte, au zițele protectoare acestor cetăți și ei participă la cele cinci probe care se socot ca fiind primele probe cu care s-au început jocurile olimpice în antichitate. Ca exemplu, aruncarea suliței și aruncarea discului. La evenimentul de astăzi eu am avut rolul de arhonte, eu mi-am susținut echipa, cetatea Megara, și pe parcursul evenimentului, diferite competiții, eu am fost și ca juriu și am înscris datele echipei mele. Mi se pare foarte interesant să organizăm așa sărbători grecești, pentru că scriind în caiete nouă nu ne-i deloc interesant ceva să învățăm, dar făcând Olimpiada Greacă, păi înțelegem mai mult. Copiii învață prin diferite modalități, prin diferite simțuri. Ei trebuie să vadă, ei trebuie să încerce, ei trebuie să simtă. Și atunci când copiii fac în mod practic, tot aceste lucruri iau alte trăiri care rămân în adâncul său. Această metodă de învățare în istorie este foarte interactivă. Adică după careva obiceiuri concrete ca lupta, aruncarea suliței, care noi astăzi am efectuat, noi studiem faptul că la fiecare jocuri olimpice care au avut loc atât în Grecia antică cât și până în ziua de astăzi, ele arată o primordialitate.